fără jignire. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Domnule Dragnea, cum vă explicați că toți administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? De ce nu răspundeți la întrebări? Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu recunoașteți că administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu recunoașteți că administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? Liviu Dragnea a părăsit sediul DNA fără să răspundă la nicio întrebare. Cele două întrebări pe care le-am pus astăzi, dacă un infractor schimbă legislația din justiție ca să scape de pușcărie și cum își explică faptul că administratorii Teldrum sunt asociați în firmele fiului lui. N-a vrut să răspundă, jandarmii au făcut un cordon aici care a împiedicat jurnaliștii să-l urmărească și în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, vedeți, sunt foarte multe persoane. Sunt membrii PSD care au venit să-l susțină pe Liviu Dragnea, exact cum vă spuneam și în primul comentariu, cum s-a întâmplat în 1997, când PSD-iști în frunte cu Adrian Năstase, Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu au venit să-l susțină pe Gabriel Bivolaru la parchet, în momentul în care s-a deschis o anchetă penală împotriva lui. Gabriel Bivolaru era un excroc care a furat de la bănci cu cecuri false. Haideți să vedeți câtă lume este aici, susținători PSD, îi vedeți aici în spate, au venit să-l aplaude, exact cum a fost aplaudat Liviu Dragnea la Congresul Tineretului Social Democrat, exact cum a fost aplaudat și Adrian Năstase, dacă țineți minte, când Adrian Năstase a ieșit din penitenciar, s-a dus la Congresul PSD, infractor fiind condamnat, aflat în suspendarea executării pedepsei, eliberat condiționat, a fost aplaudat la scenă deschisă în Congresul PSD. Ce ne spune treaba asta? Este încă o dovadă, momentul de astăzi, după momentul de la Congresul Tineretului Social Democrat, că PSD este partidul corupților din România, partidul infractorilor, pentru că este singurul partid care are un președinte infractor, singurul partid ai cărui membri și parlamentari au venit la ușa parchetului ca să susțină liderii anchetați penal sau infractori, singurul partid care a aplaudat la congrese infractori, da? Pe infractorul Adrian Năstase și pe infractorul Liviu Dragnea. Urmează să aflăm din comunicatul DNA-ului pentru ce a fost chemat Liviu Dragnea, dacă s-a început urmărirea penală împotriva lui. Pe surse a apărut informația că este vorba de Teldrum, ceea ce ar fi explicabil. Vă reamintesc faptul că Liviu Dragnea a refuzat să răspundă la niște întrebări esențiale, a fugit și astăzi ca un laș, exact așa cum a fugit și la Înalta Curte, când și-a adus interlop ca să încerce să scape de întrebări. Astăzi și-a adus organizația PSD în frunte cu parlamentari de vârf ai acestui partid.